Paul Holmes, un politician liberal-democrat britanic, a îndemnat cetățenii să voteze în favoarea ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, argumentând că în regat au venit hoți și violatori români, precum și jihadiști. Marea Britanie are nevoie de imigranți calificați, nu avem nevoie de interlopi și violatori, nu avem nevoie de cerșetori agresivi și, categoric, nu avem nevoie de jihadiști, a spus Paul Holmes, citat de cotidianul Cornish Guardian. Paul Holmes este inițiatorul unui grup electoral Cornish Liberals Out, care pledează pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Marea Britanie va organiza în iunie un referendum pe tema apartenenței la Uniunea Europeană. Doi polițiști au murit și alte 35 de persoane au fost rănite vineri dimineață în sud-estul Turciei într-un atentat cu mașină capcană care a avut loc în provincia Mardin și care, potrivit forțelor de securitate, ar fi fost comis de militanții curzi. Atacul nu a fost revendicat. Kim Jong-un ordonă pregătirea armamentului nuclear pentru a fi folosit în orice moment. Liderul nord-corean a dat acest ordin după ce ONU a impus Phenianului cele mai dure sancțiuni din ultima perioadă, în urma unui test nuclear efectuat în ianuarie și a unui test balistic în luna februarie.